Cârjan, românul de la Arsenal, este principala țintă a Rapidului. Născut de Ziua României, Cârjan are oferte și din străinătate. Cârjan a plecat în Anglia la doar 16 ani. Tatăl său avea o firmă de construcții, dar s-a lăsat de afaceri ca să stea cu fiul său la Londra. Cârjan n-a debutat încă la Arsenal și a avut o discuție cu Arteta înainte să intre în vacanță. Mi-a spus că sunt jucător de viitor, că îi place foarte mult de mine, că se vede pe el când era el jucător și mi-a spus că ar trebui să merg în sezon să prind puțin experiență și după mă așteaptă să fiu în echipa lui. Rapid încearcă să-l împrumute pe Cârjan de la Arsenal. Cârjan are oferte și din străinătate. Aș vrea să joc în fiecare săptămână, să mă lupt pentru titlu, să oriunde ar fi. Am urmărit mereu meciurile celor de la Rapid și ce pot să spun, fanii sunt extraordinari. Te simți fotbalist când joci pe Giulești. Născut pe 1 decembrie de Ziua României, Cârjan n-a fost convocat de Săndoi în lotul cu care Naționala de Tineret atacă Euro. Aștepți momentul ăla să joci la Naționala Mare, să-ți cânte imnul? Da, cred că orice fotbalist își dorește asta și asta îmi doresc și eu. Voi reprezenta țara cu mândrie.